Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noul ministru al digitalizării, domnul Florin Roman, Florin Claudiu Roman de la PNL, a fost prins cu minciuna în CV. Colegii de la Libertate au descoperit că politicianul liberal spune că a scris o carte despre teoria sistemelor informaționale, ăsta cred că e titlul, doar că autorii sunt alții, iar cartea nu e nicăieri de găsit. S-a epuizat stocul. Prins cu minciuna, domnul Roman a spus că de fapt e vorba doar de un articol pe această temă, dar nici pe acesta n-a putut să-l mai arate nimănui. Deci, o potlogărie, ca să o spunem pe dreaptă. Problema e că această carte devenită un simplu articol și niciuna, nici alta, nicăieri de găsit, sunt singurele argumente profesionale pe care noul ministru al digitalizării ar fi putut să le invoce în sprijinul numirii sale în această funcție. Că lumea l-a întrebat, dar matale, care e legătura? Că a scris o carte. Nu există nicio carte. Era un articol. Arată-ne articolul, nu-l mai găsesc. O fi fost Fan Seinfeld. E un episod cu George Constanța, da, zice că a scris un scenariu pentru o piesă obscură. Da, exact. Dar nu mutare 5 a pierdut. Da, exact. Da, pe bune. Deci un impostor, de fapt, da? Bun, deci practic domnului Roman i-a fost oferit o sinecură. Încă o dată. Să vorbim pe față, nu ne mai ascundem după deget. E o funcție de înaltă demnitate, doar așa, că a făcut niște servicii pe la partid. Că despre alte servicii nu știm. Nu avem probleme, nu ne putem pronunța. Iar domnul Roman, ce să spună, a ajuns la înghesuială? Să admite el adevărul că a primit o slujbă ușoară de ministru la guvern fără să aibă vreo idee despre domeniu și cu ce se mănâncă el? Că domnul Roman, să spunem pe de-a dreptul, nici nu are vreo experiență managerială adevărată, propriu-zisă. Că participarea sa în diverse consilii de administrație a fost tot așa, pe linie de partid, tovarăși, nu pe baza abilităților sale de mare organizator, reformator, constructor de politici publice. Și atunci, iată, domnul Roman a ajuns să facă apologia incompetenței, a ajuns în acest hal de tupeu în care spune că, țineți-vă bine, asta e tare de tot, n-am mai auzit-o până acum, e chiar mai bine ca un ministru să nu se priceapă deloc la domeniul pentru peste care e ministru, pentru că altfel ar fi tentat să fure. Se sparie gândul, gheață mintea. Adică apologia incompetenței ca argument de excelență în carieră, că măcar nu furi, că nu știi. Înțelegeți? Ceva e ireal. Iată declarația dânsului duminică, făcută la B1 TV. Unii m-au acuzat că nu am legătură cu acest domeniu. Din punctul meu de vedere, eu îl văd ca un avantaj. Pentru că atunci când vii din acel domeniu, de regulă, dacă vă uitați puțin în spate, majoritatea au firme, au afaceri în această zonă. E mai bine să ai un ministru care este un responsabil politic al programului de guvernare, care să n-aibă nicio tangență cu acea zonă, pentru că există acest apetit al unora de a confunda banul public cu propriile lor afaceri. Deci din acest punct de vedere al integrității, eu garantez că nu am niciun fel de afaceri în domeniu. Da. Nu zice rău. No, e perfect. Deci, potrivind logicii răsucite a domnului Roman, nou ministru incompetent de la digitalizare și mândru de incompetența lui, incompetent deci mândru, aș vrea să-l văd purtând astfel de tricouri. Singurul avantaj pe care îl poate invoca în favoarea dânsului este că din moment ce nu se pricepe la domeniu, nici nu fură din domeniu. Asta este ce spune domnul Roman. Dar să conspectăm din CV-ul dânsului, publicat pe site-ul Camerei Deputaților, să vedem care au fost, de exemplu, țopăielile prin consiliile de administrație ale companiilor statului sau cu participația statului. 2006-2008, membru în Consiliul de Administrație la E.ON Energie, Fosta Electrica Moldova, unde statul deține un pachet minoritar. 2007, membru în Consiliul de Administrație la CEC. 2008-2009, membru în Consiliul de Administrație la Electrica Serv, compania de mentenanță electrică privatizată cu participarea statului. 2007-2009, membru în CEA la Automobile România, fost ADU, răscumpărată de statul român după faliment. 2007-2008, membru în CEA la o altă bancă de stat, Exim Bank. 2006-2011, secretar general la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Să înțeleg că în toate consiliile este ajuns pe aceleași criterii de incompetență. Exact. Bun, deci știm cum e cu sinecurile astea. Statul are participații în diverse companii unde numește reprezentanți în consiliile de administrație, iar acești reprezentanți sunt, din păcate, în imensa majoritate a cazurilor, diversi politruci trimiși de la partid să ia și ei o lefușoară și să rămână recunoscători partidului, că altfel ar fi muritori de foame. Deci dacă ar fi după teoria domnului Roman privind triumful incompetenței, dacă a fost în atâtea consilii de administrație atât de diferite, dânsul ori se află în situația fericită de a nu se pricepe la niciunul dintre aceste domenii în care a activat cu trimitere de la partid și din care a încasat
practic indemnizații grase an la rând degeaba. Că dacă nu te pricepi, atunci de ce Dumnezeu să iei banii pe ceva la care nu te pricepi? Ori, dânsul, nu se poate altfel, se pricepe. În cazul ăsta, e suspect de fur și șperț. Că așa am înțeles. Dom'le, dacă te pricepi, ești suspect că furi. Dacă nu te pricepi, e mai bine. Dacă nu te pricepi, înseamnă că iei banii degeaba. Ei vă spun, e ireal. Și oricum e o foarte, foarte tristă situație pentru restul oamenilor cinstiți din această țară, care consideră că omul potrivit la locul potrivit înseamnă să pui omul care se pricepe acolo unde e nevoie de el. Nu incompetentul ca să nu fure. E ca și cum noi ne-am duce cu mașina la service și am cerem mod specific. Aș vrea ca de mașina mea să se ocupe unii care n-au mai pus mâna niciodată pe mașină, n-au mai desfăcut niciodată o mașină, nu se pricep deloc, n-au niciun tangență cu domeniul acesta. Să fie, dacă aveți ceva, zoolog, să poate. Dar de ce? Păi dacă se pricepe, există riscul să fure. Atunci mai degrabă la frâne, să lucreze neapărat la frâne, unul care ceva... horticultor, dacă aveți, vă rog frumos, că nu vreau, dacă fură frânele. Zice, parcă trăim pe altă lume, suntem nebuni. Cum e posibil să ai un ministru care să facă apologie incompetenței? E ireal. Și vedeți, mă gândesc, adică dacă în epoca luminilor era celebrat triumful rațiunii, iată acum, în vremea, cum să spun, în vremea intelectelor obscure, atunci erau lumini, acum e obscuritate, în vremea intelectelor obscure, domnul Florin Roman se poate mândri că este autorul unei noi teorii filozofice a parazitismului politic, bazată pe ideea triumfului incompetenței. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.